constată că acestea au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens. În temeiul articolului 29, articolul 46, articolul 85, articolul 87 din codul electoral, punctul 19, punctul 22 de regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1731 din 3 iulie 2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale nominale numărul 33 municipiul Chișinău propune de a înregistra grupul de inițiativă numărul de 4 persoane, conform anexei, pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii în calitate de candidat independent a domnului Bregă Oleg la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală nominală numărul 33, municipiul Chișinău. De a confirma în calitate de conducător al grupului de inițiativă cu domnul Chirvas Oleg. Grupul de inițiativă va colecta semnăturilor susținătorilor până la data de 19 septembrie 2019, inclusiv, în conformitate cu prevederile articolului 47 și 86 din codul electoral, ale capitolului 4 de regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare candidaților în funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1731 din 3 iulie 2018 cu modificări ulterioare. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data hotărârii și se va aduce la cunoștință publică. Stimați membri, rog susținerea proiectului. Vă mulțumim mult, 4 voturi pentru, s-a adoptat hotărârea. Domnul Bregă, sincere felicitări. Mulțumesc, dar e mult până acolo. Stimați membri, vă propun spre examinare un alt proiect de hotărâre privind la cerere de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, doamnei Zucep Ierica, din partea Partidului Politic, Partidul Verde Ecologist.